După 5 zile de la asistarea livrării agentului termic la o treime din fondul locativ municipal, factorii de decizie nu au identificat o soluție viabilă pentru a depăși situația de criză și a asigura chișinăuienii cu căldură în apartamente. După ce Societatea pe Acțiuni Termocom și Societatea pe Acțiuni Moldova Gaz au pretins transferarea de urgență a 36 de milioane de lei, acum acești doi agenți economici pretind ca Primăria Capitalei să achite și restul datoriei de 147 de milioane de lei. Totodată se insistă asupra adoptării unui tarif de 820 de lei care, potrivit furnizorului de gaze și celui de energie termică, trebuie să acopere toate cheltuielile. Moldova Gaz cere niște clarități. În primul rând, când vor fi achitate datoriile și cum? Și doi, care sunt sursele de acoperire a cheltuielilor ulterioare de gaze? Pentru că ele vor fi foarte mari, iar sursele sunt absolut incerte. Pentru că, dat fiind faptul că tariful actual este departe de, al Societății Pățiun Termocom, este departe de cel real. Guvern care are datorii de 1,3 miliarde, dar împotriva primăriei, care a rămas cu 140 de milioane în prezent, da, datorii, se aplică pedeapsa capitală, cum s-ar spune. Aici este o problemă unde dumneavoastră, alături de noi, ar trebui să cerem de la CET1, CET2, care, bun, ei nu au putere decizională, dar Moldova Gaz și Guvern, să dea la început pensii și salarii la oameni proporțional cu nivelul de tarif solicitat. Mergeți la guvern și negociați. Puneți problema. Eu îți negociez. Dar cine? Problema pensiilor și salariilor? Nu pensiilor și salariilor. Foarte interesant. Ajutoarelor. Administratorul Societății pe Acțiuni Moldova Gaz nu s-a prezentat la ședința de la primărie. Deși a fost invitat, Alexandru Gusev susține că nu a fost informat despre o astfel de întrunire. Sunați la domnul Guste, spuneți că o așteaptă domnul primar aici. Dar eu vă asigur că el nu o să vină după ce ați spus. Mai să încercăm. Păi, dar nu. Eu încerc. Să sun? Sunați-l? Da. Mână să vișeane o măra gorodă, gospodina Chertoacă. Нет, вас нет тут, и удивляется, почему вас нет. Personal, domnul Gusev? Da, eu l-am. Personal pe el? Da, și eu m-am prezentat. Nu cred că dumneavoastră ați avut posibilitatea să vorbiți cu el personal. Cine sunteți dumneavoastră ca să fac cu el legătură? Vă spun și telefonul de contact prin care am vorbit. Da, încercați să sunați la un telefon. După aproximativ 2 ore de atacuri și învinuiri reciproce și administratorul Societății pe Acțiuni Termocom a părăsit ședința. N-am păscut gâștile cu dumneavoastră. Nu știu ce-i păscut, dar eu nu știu păscut că... Iar calm, eu am plecat pentru eu n-am venit să mă înjur aici oricine. Destul ați făcut spectacol și acum rezolvați problema datoriilor. Eu înțeleg poziția Moldova Gaz și în locul lor aș proceda exact așa cum procedează Moldova Gaz. Pentru noi nu are importanță valoarea sau mărimea tarifului. Dacă va fi de 540 pentru populație și primăria va spune că diferența de la costul de fabricație până la 540 o achită, nicio problemă. După ce astăzi Primăria Capitalei s-a adresat la procuratură în legătură cu acțiunile furnizorilor de gaze și energie termică împotriva populației, Antocel amenință și el că se va plânge la procuratură pe primarul Capitalei. Voi informa pe doamna prim-ministru, așa voi informa Parlamentul Republicii Moldova, voi informa procuratura Republicii Moldova despre situația care s-a creat, că este în pericol sănătatea oamenilor și voi cere ca să implicarea dânșilor.